din întreaga lume. Cum a spus și domnul, numele meu este Paul și o să încerc să reprezint toate cât de bine pot. Începând prima oară, cine reprezintă pe noi cel mai bine, mai exact, mănăstirile din Bucovina, prima și cea mai cunoscută, Albastru Teodorov. Și Albastru nu este cunoscut să reprezinte liniștea sfetească. Mai avem verdele de Sucevita pentru sănătate și speranță, roșu de humor pentru dragoste, deoarece a fost sub ocupația Austro-Ungaria și au venit minorități în Polonia, culturile ce au fost slovace, ucraineni, ruși, și au adus culorile lor specifice pentru a evita certurile din familiile mixte, ca și acest roșu intens, pus pe lângă gardul de Moldovița, ce va reprezenta belșugul și prosperitate. Și fiind în vama de sigur, avem și noi culorile noastre specifice, culorile de pământ, simbolizând de asemenea prosperitatea. Iar acum în spatele dumneavoastră pe ecran, veți putea observa o filmare cu doamna profesoară Leticia Orșinski, creatoarea acestui muzeu, demonstrând închisirea unui ou de rață cu tehnica ceară. Da, ca să aflați mai multe despre toate tehnicile, v-aș ruga să veniți după mine la ecran.